Astăzi este Duminica Ortodoxiei, dar nu trebuie să trecem peste faptul că săptămâna întâi din post ne-am îngâiat cu mărțișorul de 1 martie, când eram la canon miercuri dimineață, și miercurea aceasta o să fie 8 martie, ziua femeii, așa că eu mi-am permis să-mi aduc aminte de când eram grădinar. Că să știți, eram întâi grădinar și după aia vânzător de flori. Acum nu mai sunt decât distribuitor de flori. Și vreau să aduc tuturor fetelor, femeilor, mamelor, bunicilor, străbunicilor, toată urarea mea de bine. Să știți că a dărui o floare este un lucru foarte delicat. Dar nu delicat numai în sensul în care credeți dumneavoastră că este. Se spune că odată, atunci când, pe vremea în care fetele făceau curte băieților, dacă aceștia proveneau din neamuri mari, un fiu de împărat a zis că el nu vrea să ia pe soție pe fiica împăratului vecin, ci el vrea să ia pe soție pe cineva care să-i demonstreze că merită să-i fie aproape. Și atunci a chemat pe toate pretendentele și le-a dat câteva semințe de flori. Și le-a rugat să le păstreze, să le pună în pământ, și peste câteva săptămâni să vină să-i aducă fiecare câte o floare din ceea ce a primit. Și bineînțeles că au venit mândrețe de fete cu mândrețe de flori, care mai de care mai interesante. Cam cum ne-am duce acum noi, cei care de-abia mai știm cum arată un bulb de la lea, cu orhidee. Noi care nu știm cum mai arată un bulb de zambilă, să ne ducem cu cine știe ce floare exotică. Zis și făcut, au venit toate fetele flori extraordinare și fiul de împărat era foarte mâhnit, până când la sfârșit a văzut pe cineva. Într-un colț cu capul în jos. Avea un ghiveci în care nu găsuse nimic. E bine, pe aceea a hotărât fiul de împărat să o ia de soție. Pentru că toate semințele pe care le dăduse celorlalte, inclusiv pentru ea, erau seci, întradins ca să vadă dacă fac ascultare sau dacă vor să iau ochii într-un fel. E bine, văd că anul acesta și din sămânță seacă tot mi-a dat Dumnezeu să vă dau câte ceva. Eu, unul, după cum știți, nu prea am prea mult timp la dispoziție. De cele mai multe ori, acasă, nu marchez așa cum se cuvine zilele de 1 martie, de 8 martie, chiar și ziua de naștere a fetelor, a soției, mă străduiesc, dar nu iese de fiecare dată. Dar să știți că de fiecare dată vin cu flori. Și totuși sunt admonestat că nu sunt de la mine. Eu însă consider și vreau să mă spovedesc în fața dumneavoastră că sunt mai valoroase cele flori pe care eu le primesc de la dumneavoastră și le dau mai departe soției și fetelor. Și prin aceasta vreau să-mi iau un angajament că nu mă voi schimba. Mi se par cele mai deosebite flori, acelea care au crescut în ghiveciul altuia și dacă mi le-au încredințat mie, înseamnă că pot să fac ce vreau cu ele. Am rămas încă de la început credincios faptului că din biserică nu voi pleca niciodată cu nicio floare, decât dacă o primesc personal pentru mine. Și până acum i-a ajutat Dumnezeu. Să știți că ispita e foarte mare. Apropo de postul în care ne aflăm acum, vreau să vă mai spun un singur lucru și nu vreau să vă plictisesc. Să știm în ce societate ne aflăm. Se spune că odată un beduin pleca la drum și a venit la el altul și l-a întrebat, așa foarte curios, zice, dar ce cară cămila ta așa de greu? Erau doi saci, unul de o parte și unul de alta. Și zice, un sac
cu grâu și unul cu nisip. Zice, bine, dar nu e destul nisip, de ce trebuie să tare așa? Ei, ca să nu se dezechilibreze. Zice, bine, măi omule, dar nu puteți să împarți grâu în două și puneai jumătate într-o parte, jumătate într-alta și nu se dezechilibra? Ei, la care acesta vezi, zice, da, înțelept mai ești, uite că mie nu mi-a dat așa ceva prin cap. Vino la mine, suie-te pe cămilele mele, hai să mergem împreună, dar unde sunt cămilele tale? Ce, eu n-am cămile. Ce, da, da, așa, după înțelepciunea pe care o ai, cu siguranță că ești emir sau cel puțin vizir. Zice, nu, 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 sunt un om de rând, dar trebuie să fii tare bogat. Zice, nu, sunt foarte sărac și zdrențele astea după mine sunt toată averea mea. Nu mai am alte haine acasă. Eu când mă îmbrac am senzația că mă mut. Și cum? Și n-ai nimic? Nu. Atunci bine, mă. Cum îți permiți să-mi dai mie lecții? Coboară după cămilă. Și bineînțeles că au plecat mai departe cu cămila, ducând deoparte de saga cu grâu și pe cealaltă cu nisipul. În așa societate trăim și noi astăzi. Să nu vă apucați să dați sfaturi celui care se află deasupra dumneavoastră, adică șefului. Să nu îndrăzniți decât să-i urați de bine. Să nu îndrăzniți să spuneți că vedeți lucrurile altfel. Pentru că trebuie să ne vedem de bucățica noastră. Dar vreau să închei cu un lucru care ne leagă foarte tare de post. Unii dintre noi postim, alții nu postim. Și bineînțeles că ispita este foarte mare, ori să-i judecăm pe ceilalți. În orice caz, viața e foarte complicată dacă vrem să ne complicăm. Ca să înțelegem mai bine, îmi aduc aminte că odată a naufragiat pe o insulă și a rămas preț de 25 de ani cineva singur, singurel. Și de departe a văzut un vas sub pavilionul englez, un foc și a venit. Și după ce au stat câteva vreme de vorbă, comandantul cu naufragiatul și-au dat seama că erau cam după în aceleași locuri și a zis, mă nene, hai să te duc acasă. Zice, bineînțeles că vreau să plec și eu acasă de aici, din pustiul ăsta. Zice, dar înainte vreau să facem un tur de onoare. Odată să văd și eu ce am făcut pe aici, dar să îți arăt și dumitale, să-mi fii martor că n-am stat degeaba 25 de ani. Și a arătat ce grădini frumoase făcuse, ce pomi așezase. Și printre altele a văzut comandantul că erau și două temple, două biserici. Și atunci a făcut ochii mari și l-a întrebat, bine, da, ai spus că ești singur aici. Zice, da, sunt singur, adică nu mai e nimeni, nu mai e nimeni. Păi și aceste biserici de unde au apărut? Ce, păi le-am făcut eu. De ce? Ai făcut două, nu-ți ajungea una? Zice, păi da, una este biserica la care mă duc și cealaltă e biserica la care nu mă duc. Așa e și cu postul nostru. Adică Dumnezeu ne-a lăsat și posibilitatea de a nu ne duce. De ce vă spun lucrul acesta? Postul trebuie să fie un act deliberat. Să fie un act pe care noi să îl alegem. Dacă da sau dacă nu. Știți cu cel care înainte de culcare aducea două pahare de apă. Unul era plin și unul era gol. Și când a văzut cineva a doua zi pe noptiera lui, a întrebat, dar ce-i cu ele? Zice, păi, un pahar plin, că dacă mi-e sete noaptea. Și ăla gol, e dacă nu mi-e sete. Întotdeauna postul trebuie să fie un act deliberat, pentru că dacă nu este deliberat, este forțat și nu are nicio valoare. Poate să mă contrazic orice. Dacă măcar un ceas, nici măcar nu vă zic până la prânz, un ceas, ați postit că așa ați vrut, ați intrat în biserica în care mergeți. Dacă nu, celelalte 23 de ceasuri ale zilei sunt cele în care nu postiți. Adică este biserica cealaltă în care nu mergeți. Dar Dumnezeu ne așteaptă într-una din bisericile în care am ales să mergem. Iubiți credincioși, aceasta este ortodoxia. Cât despre icoane, n-am să vă spun decât un singur lucru. Dar fiind faptul că avem o acțiune comună cu frații de la catedrală și suntem așteptați acolo, am pregătit pentru cei care vor să ne ajute și vor să intre în ritm cu noi,
icoanele cu care să mergem la catedrală, să așteptăm când vor ieși în procesiune, să fim și noi acolo, ne vom adăuga și eu cu părintele Alin când vom termina aici, avem două fetițe gemene să le botezăm. Și vom merge în procesiune. De ce? Pentru că icoanele trebuie să fie arătate. Degeaba le avem noi așa, ținem ca o comoară ascunsă, dacă nu le arătăm și altora. Și astăzi este posibilitatea de a le arăta. De aceea, cei care vor primi de la băieții noștri din altar icoanele ca să le ducem la catedrală și noi ne vom adăuga acolo. Această procesiune, să știți că este în primul rând o bucurie a noastră că putem să o facem. Și vorbesc pentru cei care știm cum se trăia când nu puteam să facem aceste lucruri. Jumătatea aceasta de oră cât ne vom duce de colo-colo, să știți că este un timp. Este mai mult decât o săptămână de post în cronica vieții noastre, să știți. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le facem. Și am să închei cu faptul că, așa cum ați constatat, în Duminica Ortodoxiei, în fiecare an, facem o colectă a Fondului Central Misionar, care se va derula pe celelalte duminici ale postului. Și aici vreau să le luați ca pe niște ascultări, așa cum le-am luat și eu. M-a întrebat cineva cât la sută, cât să dă, cât să face. Aceste lucruri nu sunt importante. Important este să ne facem datoria. Pentru că dacă vrem într-adevăr să ne ajute Dumnezeu, trebuie să facem și atât. Dacă ne întrebăm unde ajung, ce au făcut cu aia de anul trecut, ne complicăm existența. M-a întrebat cineva de ce mi-am făcut asigurare casco la mașină și în ultimii 10 ani n-am avut niciun incident. Am zis, păi eu asigurarea o fac ca să nu am incidente, nu ca să am. Pentru că fix în secunda în care nu voi mai fi asigurat, cu siguranță că Dumnezeu îmi va arăta. Există o lege în toate. Dacă știi să faci ascultare, ești fericit. Dacă nu faci ascultare și începi să te întrebi de ce să o fac așa sau dincolo, cu siguranță că ne pierdem în amănunte. Să vă dea Dumnezeu tot ce e bun, un post ușor în continuare și rămân la ceea ce zicea Părintele Arsenie, Tată, faceți ce puteți, de restul vă spovediți. Vom discuta la sfârșit. Să vă dea Dumnezeu spor.